Dacă sunt cu gândul la vacanțele din Alpi, românii pot avea parte de experiențe similare și în munții noștri. În unele zone s-a dezvoltat conceptul de șalet, altfel spus, cabane luxoase integrate în natură, care oferă priveliști de poveste asupra crestelor înzăpezite. Cu clăpari și ochelari de schi, turiștii petrec la 1700 de metri altitudine, în masivul Postăvaru, pe terasa acestui șalet, un loc mărginit de pereți imenși din sticlă. În vreme ce dansează, au o priveliște panoramică asupra Brașovului. E frumos, da? Adică priveliștea e superbă. Nici obiecte din partea mea. Înăuntru, lângă șemineul din care focul emană o căldură domoală, turiștii se delectează cu un vin de colecție. Totul se petrece în intimitatea unui șalet, o construcție veche, adusă însă arhitectural și funcțional la pretențiile unor clienți exigenți. Conceptul îmbină patina și frumusețea trecutului cu necesitățile lumii moderne. Tot este făcut homemade. Undeva la aproape 1000 de oameni ne trec pragul într-o zi de weekend. Când am intrat am rămas impresionat. Arată foarte bine. Arată foarte bine. La fel ca în cabanele din marile stațiuni de schi din Austria, Franța sau Italia, patronii au creat un sistem de autoservire, pentru ca totul să decurgă rapid, iar oamenii să nu stea la cozi. Meniurile variază între 15 și 135 de lei. Avem un cotlet de vițel care îl preparăm special, îl ținem în bites, coastele speciale, coaste de argint, pulpe de rață care le preparăm noi aici cu o rețetă specială, un medalion din vrăbioară de vițel cu fructe de pădure. Și în Bran, doi soți au decis să iasă din tipar și au transformat o veche pensiune, după ce s-au inspirat din călătoriile lor prin Austria și Elveția. Pentru proiectul arhitectului au plătit peste 6.000 de euro. Lemnul este tratat cu 7 straturi de lac bio, iar piatra este importată din Grecia. Ne adresăm unui grup de clienți care vor să fie cât mai liniștiți. Sunt oameni care vin, care au joburi mai stresante și vor să stea cât mai liniștiți, să simtă mirosul lemnului chiar în casă. O cameră costă 470 de lei pe noapte, iar apartamentul 800. Și în județul Sibiu, un complex de cabane făcute din bușteni groși, la fel ca în Tirol, își așteaptă turiștii. Lemnul absoarbe excesul de umiditate, iar somnul e mai liniștitor, spun gazdele. Camere construite din buștean de lemn, paturile care sunt destul de vechi, de aproape 100 de ani, bineînțeles cu lenjerii moderne și cu tot confortul de care au nevoie, dar detaliile fac diferența. O noapte de cazare aici costă 300 de lei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.